În 10 zile vine Crăciunul și sper că în sfârșit anul ăsta ți-ai făcut și tu iubită. Dar să ai o iubită nu e lucru ușor pentru că trebuie să te întrebi ce cadou să iei de Crăciun. Iar dacă te afli în pană de idei, nu-ți face griji pentru că astăzi îți voi spune 8 idei destul de ieftine de cadouri pe care le poți face iubitei tale de sărbători pentru a o face să se îndrăgostească și mai tare de tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima idee de cadou este un album. Un album ce conține poze cu voi, poze din momente speciale sau atunci când vă distrați. În ziua de azi cred că totul a devenit mult prea digital. Avem pozele pe telefon, nu mai sunt în albume ca pe vremuri. Dar totuși atunci când ai un album fizic pe care poți să pui mâna și unde poți să întorci paginile să vezi pozele din trecut, cred că totuși este mai nostalgic decât să te uiți așa la poze decât să te uiți pe telefon. E alt sentiment și cred că totuși se poate întâmpla ceva cu memoria telefonului sau să pierzi cardul SD. Și atunci se pierd și pozele de pe telefon. Însă cu un album poți să-l pui pe raft și să stea acolo pentru mulți ani de zile. Eu cred că este un cadou drăguț pe care îl poți face de Crăciun iubitei tale ca un simbol al iubirii voastre. A doua idee, la fel de drăguță și chiar mai romantică, este o poezie. Gândește-te câți băieți mai fac poezii fetelor. Țin minte că atunci când eram mic făceam câte o poezie sau câte un text din ăsta simplu pentru fiecare membru al familiei și îl citeam la masă de Crăciun. Acum nu trebuie să te transformi în Eminescu și să faci nu știu ce metafore, pur și simplu niște rime și să fii acolo amuzant. Combină poezia cu a treia idee și îți garantez că o vei cuceri din nou și anume... ciocolata. Fetele adoră ciocolata și nu numai fetele, toată lumea adoră ciocolata. Lasă un like dacă și ție îți place. Poți să-i cumperi de la supermarket o ciocolată care știi că îi place ei sau să mergeți într-o locație undeva unde știi că se vând dulciuri. De exemplu, de când am ajuns aici în București, am descoperit un mini restaurant unde vând tot felul de dulciuri. Se numește Chocoloco și au o ciocolată extraordinară. Poți găsi tot felul de astfel de locații pe internet sau dacă nu vrei să te complici, o cutie de ciocolată te duci la ea acasă, vedeți un film și ăla e cadou perfect de Crăciun. Și că tot vorbim de mersul la ea acasă, poți să îți faci și ție un cadou în timp ce îi faci ei cadoul cu a patra idee și anume o lenjerie intimă. Și poate te întrebi, băi, de cum să mă duc eu în magazin de fete să mă uit după chiloți, sutieni și alte prostii de genul? Ei bine, există o soluție și pentru asta, poți comanda online. Sunt o grămadă de astfel de magazine pe internet, poți găsi foarte ușor, dar apare următoarea întrebare. De unde știi ce mărime poartă? Ei bine, o întrebi, pentru că n-ai de unde să știi și chiar dacă strică puțin surpriza, tot nu va ști cum arată, deci asta va fi surpriza, cum arată. Dacă totuși n-ați ajuns încă la nivelul ăla în care să-i cumperi lenjerie sexy, poți să te mulțumești și cu niște pijama. A cincea idee de cadou de Crăciun pentru iubita ta este o brățară sau un lanț. Fetele sunt înnebunite după accesorii, deci nu vei da niciodată greș cu un astfel de cadou. Trebuie doar să știi ce culoare îi place pentru a ști ce culoare să aibă brățara sau lanțul. Dacă nu vrei să spargi mulți bani, accesoriile de argint nu sunt chiar atât de scumpe, și, ca un sfat din partea mea, alege ceva simplu. A șasea idee de cadou, care nu e tocmai un cadou fizic, și anume o excursie de una-două zile la munte. Tocmai ce am fost la Sibiu acum două zile, ne-am cazat pentru o noapte și am plătit 80 de lei de persoană. Deci sunt și cazări nu atât de scumpe. Ce-i drept, am dat mai mulți bani pe benzină, dar dacă ești elev sau student, poți să te duci cu trenul și plătești, nu știu, 30-40 de lei pe bilet. Ceva de genul ăsta. Să zicem că mai dai câte 100 de lei de mâncare pe zi, mai cumperi ceva de la magazine pe acolo, eu zic că până în 500 de lei poți să faci o excursie super. Dacă totuși nu ai nici atâți bani, poți să aplici a șaptea idee și anume să mergeți la un restaurant sau la un bar să beți sau să mâncați ceva. Ce naiba, puteți chiar să cumpărați niște chipsuri de la supermarket și să le mâncați la un film acasă, pentru că e mai important timpul petrecut cu acea persoană decât locația. Și a opta idee de cadou este să îi dai papuci. Și nu în sensul să te desparți de așa nume, să-i cumperi niște papuci. Tip papuci ăia stupizi cu fețe de animăluțe? Ei bine, fetele sunt moarte după ei. Așa că întreabă care e animalul ei preferat, poate știi deja, și du-te în mall pentru că sigur vei găsi la unul dintre magazinele de acolo astfel de papuci. Cam acestea au fost ideile la care eu m-am gândit pentru cadourile de Crăciun destinate iubitei. Dacă ai tu alte sugestii, te aștept în secțiunea de comentarii. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum o să-l distribuiți mai departe, să vă abonați
comentați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, aveți linkul în descriere. De asemenea, dacă ai o problemă personală și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul Alătură-te de mai jos și vei primi acces la serverul nostru de Discord, numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să găsim soluții pentru problemele pe care le ai. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!